Dumnezeu nu se joacă cu acest element important din biserica sa. Și apostolul Pavel ia atitudine extrem de vehementă și de serioasă împotriva acestor probleme, pentru că pentru Dumnezeu sunt deosebit de importante. Dumnezeu este extrem de preocupat de această problemă, de această învățătură, de această practică. Încât vedem că este dispus să apeleze la boală și chiar la moarte pentru a trage semnale de alarmă și de a rectifica această problemă. Nu știu câți oameni, auzind această proclamare a lui Pavel, nu știu câți oameni auzând această enunțare acestui adevăr, ar fi dispuși ca să spună Dumnezeu este același ieri și azi și în veci. Credeți că Dumnezeu este același. Credeți că dacă Dumnezeu a lucrat cu ei așa, este dispus să lucreze și cu noi așa? Credeți că dacă noi îl dezonorăm pe Dumnezeu prin faptul că nu luăm în serios cinea Domnului, dacă suntem într-adevăr copiii lui, ne va atenționa și pe noi așa? Eu cred lucrul acesta. Eu cred că multe biserici care sunt în pragul falimentului, în pragul morții spirituale ca și biserică, ca cea din Apocalipsa, care o știm foarte bine, Trec prin asemenea încercări. Vedem oameni omorâți de Dumnezeu în așa fel încât este clar că este judecata lui Dumnezeu. Și tot nu-și dau seama. Vedem păstori care merg și spun răspicat din amvoane că asta este problema. Și tot nu-și dau seama.